Bună ziua, stimați telespectatori ai postului de televiziune Tele Moldova Plus. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Marian Nencescu, iar invitatul meu de astăzi este doamna Katia Maxim, scriitoare și eseistă. Scriitor de largă respirație epică, jurnalist și manager cultural, voce distinctă a publicisticii românești actuale, invitatea mea de astăzi, doamna Katia Maxim, pe numele real Carmen Ecaterina Constantinescu, a publicat din 2007 până în prezent un număr impresionant de cărți, articole, comentarii, eseistice și interviuri, atât în presa tipărită cât și în cea online, inclusiv în media Radio TV, numele său fiind familial în publicații precum Faleze de Piatră, Cervantes, Tribuna Literară, în prezent simplu Tribuna, Actualitatea Literară, Contact Internațional, Timpul, Jurnalul.ro, Radio România Internațional, iar mai recent, din 2017 încoace, este și redactor și colaborator la două reviste de prestigiu, ambele publicații care apar sub egida UZPR, Astralis și Arena Literară. Provenind dintr-o familie cu îndelungate tradiții jurnalistice, tatăl ei, gazetarul Traian Ioanițescu, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți cronicari sportivi, fost redactor la Sportul Popular, Katia Maxim este o prezență activă în spațiul cultural bucureștean, susținând frecvent conferințe la Muzeul de Istorie al Municipiului București sau la Muzeul Național al Literaturii, în care evoacă cu mijloace publicistice, case, locuri, personaje, creând astfel tablouri vii ale unei lumi de mult apuse, păstrată miraculos ca într-un sipet uitat în cărțile și textele sale cu virtuți eseistice. Absolvent a Facultății de Litere din București, promoția 1981, Katia Maxim a desprins de la dascăl ei de literatură, Alexandru Piru și Eugen Simion, respectul pentru documentul literar, pentru orice fel de mărturii scrise și orale, în baza documentării sale ulterioare în publicistică. După un stagiu în învățământ, s-a dedicat din 1988 încoace scrisului profesionist și managementului cultural, abordând cu har și talent subiecte sensibile ale culturii noastre, precum istoria românilor, reconstituită cu mijloace publicistice, pornind de la o amplă documentare arhivistică în trilogia Îngerii din Moscopole, apărută la Tracus Arte între 2013, 14 și 15. Istoria Moscopolei, cândva capitala a românilor din Balcan, năruită deliberat de autoritățile turcești de ocupație, asemeni vechiului Ierusalim, este astăzi doar o așezare modestă de munte din actuala Albanie. Dar doamna Katia Maxim pleacă de la întâmplări reale amplificate pe parcurs, creind un tip de roman documentar, docu-realist, jurnalistic, cu adevărată epopee etnică. În această tehnică mixtă de amestec de gazetărie superioară și literatura autentică întâlnim și alte cărți ale Katiei Maxim, la fel ca și textele risipite într-un amplu evantai de publicații de profil. Cu totul, doamna Katia Maxim este o prezență discretă, dar pregnantă în spațiul public. Sigur că această prezentare are rol și de fișă de istorie literară, dumneavoastră deja aspirând către un loc în istoria literară, dar aș vrea, stimată doamna Katia Maxim, înainte de a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră aici, în studioul Tele Moldova Plus, să începem cu debutul dumneavoastră literar. Cum ați trecut de la munca de catedră la cea de redactor la editura Ion Creangă și apoi la scrisul profesionist? Ați avut pe parcurs sfătuitori, mentori, persoane care să vă susțină efectiv în acest demers al noastră? Vă mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Da, este o adevărată poveste, dar cine n-are o poveste? Eu am început să scriu literatură, cum îmi place mie să spun, la bătrânețe, pe la 50 de ani. După ce aveam, glumesc, mă răsfăț puțin. Da. Aveam, n-aveam de gând să scriu. De fapt, nici nu mi-am dat seama că o să încep să scriu, să fiu ceea ce îmi place mie să cred că sunt un scriitor de cursă lungă, decât după ce a apărut al treilea roman. Am avut foarte multe joburi. Eu inițial, cum ați spus și dumneavoastră, am fost profesor de limba română după ce mi-am făcut stagiul și mi-am dat definitivatul. Am plecat din învățământ și am avut mai multe joburi. Prin la un moment dat am fost chiar, mi-amintesc, am fost chiar corector colaborator, corector la
Orizont se numea, tipografia Orizont, unde tipărea și se tipărea și ziarul Sportul Popular, că l-ați anunțat. Da, da, a spus de tatăl nostru. Da. În esență, munca de reporter, de redactor, de scriitor începe cu abecedarul. Până la urmă, cine n-a simțit mirosul de plumb și cine n-a corectat așa la modul efectiv pe text, nu poate el însuși să aspire la mai mult. Apoi am avut marea șansă să intru în sistemul editorial, vorbim înainte de 89, prin concurs, cel puțin la vremea aceea se dădeau concursuri, nu știu cum e acum. Cred că da. Am intrat pe post de corector și după 90 am fost redactor de carte la editura Ion Creangă, o editură... Da, fapt, la data singura, respectivă era... Singura era editură pentru copii. Copii și tineret. Copii și tineret, da. Am avut multe de învățat atunci. În primul rând am văzut cum arată pe vremea aceea se prezent scritorii, autorii aduceau manuscrisele la... și treceau prin toate etapele. Da, erau culese, exact. Recorectate, erau redactate, era corp de redactori. Descris, pentru că asta era esența întrebării dumneavoastră, descris, am spus, m-am apucat la 50 de ani fără să-mi dau seama să trecem peste etape biologice. Nu, pentru că eu sunt, până la urmă, sunt mândră de fiecare etapă și nu este nicio rușine că timpul trece și că ajungem la o anumită vârstă. Dimpotrivă, sunt și avantaje după o anumită vârstă. Ei, spuneam că a trebuit să trec, vă spun sincer, ca să scriu prima carte, sau prima carte, încă un pas. Da, avem aceea este apărută la editura Equinox din Cluj. A fost rezultatul unei... În 2007, nu? În 2007. Eu am început să o scriu prin 2005. A fost rezultatul unor tulburări personale, ca să zic așa, în viața personală și atunci, fără să-mi dau seama, am început să scriu această carte. Nici nu mă așteptam ca această carte să aibă... Pentru că nu aveam... de gând să devin scriitoare, nici nu-mi trecea prin minte că voi deveni scriitoare. Dar a fost o experiență de viață pe care eu am transpus-o pe hârtie și care la vremea aceea a avut succes. Adică spun succes pentru că au fost câteva sute, 5 sau 600 de exemplare care s-au vândut în 2 luni. Da, nefiind cunoscută, neștiindu-se despre mine nimic, adică era prima mea carte. Adevărul e că și în zilele noastre e un tiraj foarte impresionant. Din păcate, da, dacă ne raportăm la ce a fost înainte de 89, de pildă la editura Ion Creangă, erau tiraje de peste 10.000 de exemplare. Așa, da. Și eu am publicat în 90 o carte de 10.000 de exemplare, în 10.000 de exemplare, iar după 2 luni drepturile de autor reprezentau cel mult o masă comună la o cantină de București. Da, asta este deja alt subiect. Așa. Bun. Și așa am început să scriu. Am înțeles. Despre sfătuitori și mentori? Sfătuitorii, da, sfătuitorii au început să vină. Prima, această carte a fost, de fapt, prezentată și cumva încurajată am fost să scriu de regretata jurnalistă de culturală și poeta Clara Mărgineanu. Da. Am avut marea șansă să am câțiva prieteni foarte buni, puțin, din păcate, nu am mai sunt. Am trecut neapărat. Nu, cred că sunt 2 ani deja. Da? Am trecut deja așa. 2 ani. Am avut câțiva prieteni care chiar m-au sfătuit și m-au ajutat foarte mult. Laș și face o deosebită plăcere să-i amintesc, deși din păcate nu mai sunt printre noi, scriitorul și jurnalistul Constantin Stan, poeta... O instituție în... Și în lumea scriitorilor, adică, și în cultura noastră. Dacă ar fi să vorbesc despre Constantin Stan... Da. Deci mai mult decât un scriitor, o instituție. Da. Poeta Cornelia Maria Savo și Clara Mărgineanu chiar mi-au stat aproape și între noi a existat ceea ce, nu știu dacă mai este astăzi valabil, o prietenie literară. Ceea ce... O confrerie, mai mult? Nu știu, o prietenie literară în adevăratul sens al cuvântului. Adică pe mine m-au ajutat mai ales Costi. M-a ajutat foarte mult. Domnul Stan. Mi-amintesc că i-am dus volumul, manuscrisul la volumul 2, la a doua carte, Clipe salvate, care a apărut după încă un pas și erau 200 de pagini și 60 de pagini mi le-a tăiat. Am înțeles. Dar acum, pe mine m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult. Avem aici, doamna Maxim, un florilegiu de cărți. Aș putea spune că deja un raft. Sigur că de la debutul cu Încă un pas au urmat
clipe salvate, ghiși pe cine iubesc eu, între timpuri și apoi trilogia noastră reprezentativă, Îngerii din Moscopole, cu trei volume, clipe îngemânate, exilul, apoi Altarul din Carcera Oarbă în 2019, Sipetul cu Îngeri și în sfârșit Cronica unui Lutier. Sunt într-adevăr lucrări reprezentative, aș putea spune o muncă de o viață. Când mai aveți timp să vă documentați, să vă ocupați de alte proiecte, câtă vreme sunteți, să zicem, implicat efectiv în scrisul și punerea pentru tipara acestor cărți? Întotdeauna m-am gândit că dacă ești scriitor, prima calitate a unui scriitor de cursă lungă e aceea de cititor, în primul rând. Trebuie să citești foarte mult, pentru că oricât talent ai avea, oricât de mult talent ai avea, oricâte idei foarte bune ai avea și ai reușit să le pui cu talent și cu vocație pe hârtie, fără o lectură susținută, nu prea merge. Așa că eu, pentru mine, este, uitați, vă dau un exemplu, munca de, mă rog, documentarea este esențială. Vă dau un exemplu. Acum mi-am propus să scriu ceva care este pură ficțiune, nu mai este roman-document sau roman-documentar și cu toate acestea nu-mi permit să scriu, să zicem, să prezint o anumită epocă fără să fi citit despre ea. Chiar dacă nu spun decât o propoziție sau o frază, nu scriu. Da. Deci intrați în atmosferă. Da, mă gândesc și că până este la urmă important, și până la urmă vă dedicați aproape toată activitatea zilnică și de viață și de ce vreți noastră de mod de raportare la societate, la ceea ce scrieți. Bănuiesc că e o dăruire totală, că altfel n-ai cum să ieși din... Da, v-am spus, după până la al treilea roman nu prea eram conștientă că o să devin scriitoare. După aceea mi-am luat chiar în serios această menire și sunt bucuroasă că reușesc să nu-mi consider o carte ca fiind adevărul absolut sau fiind foarte bine scrisă sau cel mai bine scrisă. De la o carte la alta eu învăț să scriu și nu o spun eu, au spus-o mai mulți cititori de-ai mei, că venind la lansări, că o altă carte, de câte ori apare o altă carte, se vede o evoluție. Bănuiesc că e un lucru firesc, bănuiesc că toată lumea trece prin etapele astea, dar nu cred că toată lumea este conștientă, de toți scriitorii sunt conștienți de chestia asta, că niciodată o carte întotdeauna este perfectibilă. Eu am să mă refer mai mult și la una din cărțile la care am fost invitat asupra care am fost invitat să mă pronunț. Din punctul meu de vedere, cartea era impecabilă, deci ceea ce spuneți dumneavoastră, sigur, iarăși ne întoarcem, e un pic de răsfăț literar, pentru că, într-adevăr, munca nu se sfârșește niciodată, munca artistică, dar asta nu înseamnă că sunt așa evoluții, sunt probabil insesizabile și care țin mai mult de stil, de autoritate, de formare profesională. Doamna Maxim, prin maniera prin care abordează noastră literatura de ficțiune, sunteți foarte aproape de investigația publicistică. Ce rol acordați cadrului, mediului, detaliilor realiste ale epocilor pe care noastră le descrieți? Totuși, sunt romane de ficțiune semi-istorică. Un rol foarte important, determinant. Vă spuneam că dacă descriu, să zicem, un cartier, am avut și am așa o pasiune specială pentru București. Am reținut vis-a-vis de conferințele pe care le-a strinut la Muzeul de Istorie al Municipiului. În majoritatea cărților pe care le-am scris apare fie că o stradă, fie un cartier, ceva, o referință la București. Ca atare, dacă descriu sau dacă este vorba de o anumită epocă, cum v-am spus și mai înainte, automat trebuie să citesc despre epoca respectivă. Deci acord un rol foarte important încadrării cât mai realiste și abordării cât mai corecte a perioadelor respective, chiar și când este vorba, să zicem, de descrierea unui vestimentar sau descrierea unei case sau descrierea unei străzi. Dacă în viitor veți scrie un roman inspirat din realitatea din Australia, ne veți descrie și, știu, deșertul și viața indigenilor. Cu siguranță, dacă voi ajunge vreodată în Australia, cu siguranță.
Nu de mirare, sunt în literatura noastră modernă, actuală, autori care au prezentat întâmplări din viața tăietorilor de lemne din Canada, sau știu. Și atunci asigur că spui problema cât este ficțiune și cât e realitate. La dumneavoastră să înțeleg că aveți totuși dorința de a fi cât mai aproape de realitate. Da, am dorința de a fi cât mai aproape de realitate și vă mai spun acum, nu știu dacă am spus vreodată, am dezvăluit acest detaliu. Apropo de descrierea unui loc anume, că ați spus dumneavoastră, da, de Australia. Mi s-a întâmplat în câteva din cărțile pe care le-am scris să descriu locuri în care n-am fost. Și atunci, acum credeți că am făcut lucrul ăsta? Am luat poze, fotografii, evident, m-am uitat pe ele, evident, uitat pe ele și am făcut o poveste. Este un oraș care a fost distrus acum 250 la de ani. La Moscopole am fost, pentru că n-aș Nu, la Moscopole actual ați fost, evident. Da, mă rog, în 2010. Dar, da, pur și Moscopole simplu, acum e un sat de munte, am spus eu. Din un sat, un sat care acum chiar a luat o amploare, da? Turistică, amploare. Da, și este... E ca și Girocastra. Are un parfum al epocii. O, da. Da. Deci, iarăși, să ne întoarcem puțin asupra detaliilor de, știu, parfumul epocii. Cum s-a născut acest interes al noastră pentru aceste case, pentru aceste personaje, într-o epocă când partea istorică și mai ales de reconstituire și mai ales legăturile noastre cu trecutul pălesc pe zi ce trece? Se știe despre mine, că majoritatea se știe despre mine pentru că am și făcut public lucrul ăsta. Majoritatea cărților mele, povestea lor mi-a fost dăruită de cititori. Da. Dacă ne referim la trilogia Îngerii din Moscopole, această carte, povestea din Îngerii din Moscopole, mi-a fost dăruită de o cititoare al cărei bunic s-a născut la Moscopole. Uh-huh. Și a avut... Deci era român. Da, a român. Ca da, să o familie spunem, de a români. O familie, da, de a români. O familie de a români care, după ce Moscopole a fost... prădat și ars și, mă rog, da, au trebuit iar să plece. Locuitorii au fost alungați. Foarte, da, mulți din locuitori din Moscopole s-au retras la Bitolia și familia lui Dan Telemach, personajul trilogiei, uh-huh, s-a retras la Bitolia, ulterior a venit în România. Ca să localizăm puțin, Moscopole este în actuala Albania, iar Bitolia este în actuala Macedonia. Da. Dacă o să ocotim că în Imperiul Otoman erau toți în aceeași țară, numai că o parte din locuitorii Moscopolei au emigrat și în Imperiul Austro-Ungar, o, da, cei și mai bogați, în Banat, da, în, exact, așa, sunt personalitățile cazuri, care sunt, da, și descrise. Sigur. Sina, baronul Sina, Gojdu, da, personaje ale trilogiei. Și, da, și am avut, Sfântul Andrei Șaguna era și Șaguna, Macedon, da, da, da. Interesantă istoria aceasta a românilor. Am zice noi că este o parte din istoria noastră pe care aproape o știm foarte puțin. Actuala Macedonie se dezic de vechii să zicem macedoneni, macedo-români, și consideră un popor emigrant, știu, ține de un spirit balcanic, așa, de o răzbunare. Când am început să scriu trilogia, nu știam aproape nimic, nu știam nimic despre Moscopole, nici măcar, da, nu știam unde e Moscopole. Nu știam aproape nimic despre român. Făcusem adevărat în timpul facultății un curs de dialectologie cu Matilda Caragiu-Marioțeanu. Era un curs de dialectologie de un an de zile. Da, da, avea farmec. Doamna Marioțeanu era vorbitoare nativă, da, de a română. Și în fie la fiecare oră povestea și despre tatăl dumnei. Despre fratele ei, Toma, care murise în timpul, da, a murit, da, în timpul cutremurului din 77. E, nu știam absolut nimic. Vreau să vă spun că, având la dispoziție foarte multe documente despre această familie, albume, corespondență, foarte multe, foarte multe documente, am mers mai departe și m-am apropiat de comunitățile române din București, uh-huh, și pe perioada în care am scris această trilogie s-a întins pe câțiva ani,
Eu eram aproape nelipsită, am fost aproape nelipsită de la evenimentele lor și vreau să vă spun că m-au impresionat și mi-au plăcut atât de mult costumele, spun, nu? Costumele, și, în primul rând, cântecele. Și plăcinta. Costumele, cântecele lor, poeziile lor. Și mai presus de toate, faptul că dacă doi sau trei români se adună, este imposibil să nu înceapă să cânte. Ei știu foarte bine. Nu știu dacă noi românii știm cântece foarte multe și dacă ne întâlnim, dacă reușim să cântăm sau să spunem poezii patriotice. Ei când se întâlnesc, asta m-a impresionat foarte mult. Este imposibil să nu rostească o poezie sau să nu cânte niște cântece. Știu absolut toate cântecele. Doamna Maxim, este spiritul muzicii. Muzica nu e făcută să fie vocală, trebuie să fie de cor, de grup. Și coeziunea grupului și coeziunea națională se face prin muzică de cor. De aceea, marile, să zicem, marșuri patriotice, că doar dumneavoastră a scris cărți istorice și mai apropiate, nu numai din timpul de acum 250 de ani, v-ați dat seama ce înseamnă ecoul unui marș, ecoul unui cântec de cor. Din păcate, la ora actuală se merge pe cântecul individual, ceea ce este o scădere. Să revenim puțin așa ca la Îngerii din Moscopole. Vă întreb așa cum, ca și critic literar, mai aveți documentare pentru un remake, un, știu eu, o reîntoarcere la această temă? Cartea a avut foarte mult succes, trilogia. Intenționez chiar să o reeditez. A fost tradusă de altfel trilogia și în limba macedoneană, mă rog, acum nu sunt eu foarte familiarizată limba ce înseamnă limba sârbă. De limba sârbă sau bulgară sau ce, mă rog. Nu, e sârbă, e sârbo-croata, e o limbă comună tuturor țărilor din fosta Iugoslavie, fără niciun echivoc. A fost tradusă. Doar că unele se scriu cu litere latine și alte cu litere cirilice, diferența. După ce am scris această trilogie, am simțit nevoia să adun într-o carte documentele pe care le-am folosit și să le explic, inclusiv scrisori. Și am scris o carte, o avem aici, Sipetul cu Îngeri. Uite aici. Așa, care conține și poze din acel album, poze foarte frumoase din albumul de familie. Am văzut cartea pe net, acum o văd prima oară ca în live, da. Da, iar acum, apropo de dacă continui, nu mai am ce să mai continui, pentru că am înțeles. Cam terminat. Pentru că epilogul este în Sipetul cu Îngeri. Dar mă întorc pe acele meleaguri cu roman de ficțiune. De ficțiune, da. Să venim mai aproape. Ați publicat în 2022, nu? Așa, da. Cronica unui lutier, Templul Reginei Vioară, o carte care, pe mine cel puțin, e prima carte la editura Icona a apărut. O carte la care am participat și la prezentarea ei la muzeul Mogoșoaia. Acolo suntem în altă zonă. Suntem într-o zonă a culturii noastre, a unei personalități de excepție. Spuneți-mi, acest personaj, Dumitru Cărbunescu, cum ați ajuns la el? Cum v-ați apropiat? E cu totul altceva decât a românii. Da, cum vă spuneam, marea mea șansă a fost ca majoritatea poveștilor să-mi fie furnizate de cititori. O foarte bună prietenă de-a mea, Teodora Cărbunescu, mi-a oferit povestea bunicului ei, Dumitru Cărbunescu, și a dorit foarte mult să se scrie pentru că nu se știa nimic și chiar în perioada ea nu mai este limpede, printre noi. Este unul dintre puținii lutieri care au creat la noi și au lăsat în urmă o moștenire foarte mare de instrumente muzicale, români autentici. Ceea ce, iarăși, absolut, intrăm într-o categorie socioetnică foarte importantă. Care iată a, că avem și noi care a studiat, lutieri. Da, care a studiat la Paris, care a studiat la Berlin, care a făcut concomitent cu vioara, a studiat și trompeta. A avut și o carte care a devenit curs de predare a trompetei. A fost un autodidact, a avut mari profesori în același timp, la Paris a câștigat autodidact în arta luteriei. În arta luteriei. Dar a lucrat și cu maestrii. Cu mari maestri. Și din țară și din Franța. Și în Franța a câștigat prin covioară pe care a construit, a câștigat un premiu la o casă foarte importantă
de la Paris, de luterie. La acel concurs am scris, la vremea respectivă, era după 1920, s-au scris peste 100 și ceva de lutieri din lumea întreagă. Vioara lui a câștigat. Vioara, felul în care o a construit-o, felul în care și-a însușit această, până la urmă, această sculptură, cum îi plăcea să spună, a Viorii. Deci această poveste mi-a fost dăruită de o cititoare, de o bună prietenă, din păcate nu mai este printre noi. Aș fi vrut ca această carte să apară când ea încă trăia, dar nu s-a putut. Și-a dorit mult ca să se scrie despre o carte despre bunicul ei, care a fost trecut ca multe alte personalități, așa într-o tăcere, într-o sfântă tăcere. Dicționarele de muzică sunt foarte, reținute atunci când prezintă activitatea lui Dumitru Cărbunescu, deși cred că merita mai mult. Iarăși, uneori nu știm să ne prețuim, știu eu, valorile. Spuneți-mi, ce sentiment autoral, așa, din punct de vedere al scriitorului, simțiți atunci când încercați să descrieți personaje din viața reală devenite personaje fictive, literare? De exemplu, îl descrieți pe George Enescu într-un context anume și sigur că lucrurile pot fi extinse. Cum vedeți această trecere de la realitate la ficțiune și invers? În general, când scriu despre o anumită situație, mă documentez, deci țin aproape de document. Sigur că da, nu în sensul acela livresc sau în sensul acela școlăresc sau ceva în sensul cu un stil foarte uscat. Nu, dimpotrivă. Apropo de George Enescu, mi-am imaginat. Deci tot ce am scris, toate întâlnirile alea nu se apară în document. Deci, într-adevăr, am câteva referiri că Dumitru Cărbunescu l-a cunoscut pe George Enescu și i-a comandat. Enescu i-a comandat. Da, i-a comandat două viori, dar dialogurile dintre ei, întâlnirile lor, astea sunt creațiile mele. Nu cred că se susapă. Chiar am și scris la un moment dat în prefață sau în postfață chestia asta. Nu cred că se va supăra cineva și mă va urechea că mi-am permis cumva să brodez și altceva pe lângă realitatea respectivă. Acum, sigur, dumneavoastră sunteți absolventă de filologie ca și mine și cunoașteți așa biografiile ficționale ale lui Eminescu, Creangă, al personalităților. Și acolo s-a pus problema cât este Eminescu de real, să zicem, în cărțile lui Lovinescu, în cartea Relația cu Veronica Micre, Bălăuca, sau așa. E, acolo am găsit în timp o relatare ieșită din comun. Augustin Zenepop, care face un, cum să spun, cred că a fost cel mai acribios în ceea ce privește relația lui Eminescu cu Veronica, reproduce o scrisoare a uneia din fetele lui Veronicăi Micle. Și Veronica zice, domne, toată lumea critică romanul Bălăuca pentru că mama mea nu e prezentată nu știu cum, dar să știți că fiecare dintre celelalte personaje, lăutarul nu știu care, personajul, un profesor de la școală, erau identici pentru că eu i-am cunoscut așa în casa părinților mei. Ce părere aveți de această interferență? Ca scriitor acum, între ficțiune și realitate și cât are libertate scriitorul să interprete? Până unde poate merge, să zicem așa, portretul fictiv? Până la urmă este o chestiune, în primul rând o chestiune de bun simț și de onestitate față de tine și față de documentul respectiv. Adică să sar prea mult și să cumva să nu mai coincide. Eu întotdeauna m-am gândit dacă o să scriu, să descriu și să fac ficțiune dintr-un personaj sau dintr-o situație. Nu voi, cum să spun, cine citește, chiar dacă pornește de la prejudecata că nu e așa, că nu s-a întâmplat așa, nu prea are cum să mă, cum să vă spun, să-mi reproșeze ceva, pentru că ține cumva de document. Adică am făcut doar... Deci... Până dumneavoastră la urmă faceți un apel la onestitatea scriitorului. În primul rând. Pentru că până la urmă, uitați-vă, văd serialele acestea, să zicem, postmodernist, nu știu cum să le numesc, de la Netflix și văd că schimbă personaje, schimbă caracterele, schimbă, rămân doar replicile sau știu eu, costumele.
A, bine, asta, acum iertați-mă că folosesc un termen, nebunie asta de a fi cu orice preț modern și de a sări, de a ajunge chiar așa în contemporaneitate, în prezent, are și un efect negativ până la urmă, dacă ne referim la filme, filmele acolo, da. Ce se mai la filme. Deci dumneavoastră în cărți sunteți strict în cadrul istoric pe care vi l-ați propus. Dacă există, nu-mi pot permite, dacă există un document referitor la ceea ce scriu eu, nu-mi pot permite decât să interpretez, poate eu să interpretez psihologic sau să-mi imaginez ceva care, un amănunt literar, da. Care să nu deranjeze, să nu supere cumva la modul... Adică să nu zgârie urechea, cum s-ar zice. Să nu zgârie urechea, deci da. Nu poți să inventezi așa și să spui ficțiune. Bun, ficțiune, totul e ficțiune. Până da? La urmă, totul e ficțiune. Până la urmă, și am spus din capul locului care... că sunteți autor de proză, nu da, și realitatea, de sine verite. Da. Și realitatea pe care o trăim este o ficțiune. Ne putem imagina... Da, deci până la urmă totul e o ficțiune, dar depinde și ficțiunea cum o încadrezi și cumva... A naibii ficțiune e cam aspră pentru ce vedem noi acum. Doamna Maxim, am avut privilegiu să particip la una din lansările de cărți a dumneavoastră la Palatul Mogoșoaia, trecând peste cadru de-a dreptul, cum să zic, istoric și sentimental. Am observat că aveți o legătură specială cu muzica, o aprehensiune pentru muzică, o complementaritate artistică. Trebuie scriitorul să fie și un estet al artelor, să aibă, știu eu, acces la muzică, la bibliotecă, la arhivă, la tablouri. Cu siguranță, și dacă ne referim la muzică, chiar o să parafrazez o altă vorbă, dacă muzică nu e, nimic nu e. Și am încercat chiar în acest roman, în Cronica unui lutier, să demonstrez la fiecare pagină, chiar dacă era vorba de un instrument, da, da. Muzică în general, de fapt, am pledat pentru muzică, pentru că muzica face parte din viața noastră. Este o componentă importantă. Muzica este limbajul care poate fi înțeles da. de toată lumea. Indiferent de limba pe care o vorbim. Am întâlnit în carte și niște trimiteri foarte savante la teoria undelor, la teoria transmiterii undelor sonore, la arhitectura lemnului. În ce măsură ați încercat să descoperiți tainele acestor instrumente care până la urmă ne vrăjesc, dar noi nu suntem conștienți totdeauna, nu avem și partea tehnică la îndemână. Când am început această carte să o scriu, în afară de faptul că îmi place muzică și da? Sunt pasionată de muzică, în fiecare zi ascult muzică, toate genurile de muzică, în special jazz îmi place foarte mult, am pornit și o documentare foarte susținută. Pentru mine a fost și este în general o bucurie când scriu o carte să mă documentez, pentru că aflu lucruri noi. Cu fiecare carte simt că am mai aflat ceva. Sunt multe subiecte abordate în această carte pe care eu nu știam. Nu știam nici despre lemn, nu știam nici despre teoria undelor, nu știam despre o grămadă de lucruri. Ar trebui să citesc și mi-a făcut plăcere. Nu știam despre sufletul viorii, acea bucățică mică, infimă așa, de lemn da. Care este pusă într-o anumită poziție astfel încât să vioara să dea armonia respectivă. Nu știam nimic despre toate astea, însă mi-a făcut o plăcere deosebită să citesc și chiar dacă a durat mult, durează mult până termin o carte, câțiva ani durează, dar este o plăcere. La sărbarea de la Mogoșoaia ne-a surprins aducându-ne o violonistă care cântă muzică clasică în rind de jazz. Alina Horez. Da. Da. A fost o surpriză. Cum ați ajuns să cunoașteți și altfel de muzică decât cea clasică? Acolo ne-ați surprins și cu muzică de cafe-concert și cu jazz și cu... Cum v-ați apropiat de astfel de artiști, de... performeri? Am avut șansa să-i cunosc. Știți cum e, o prietenă mi-a Aha. recomandat-o pe, da, da. Să zicem, și ne-am apropiat, nu știu, am dialogat, acum chiar am scris că mi-a făcut plăcere să scriu, urmează să apară
vreo două interviuri despre două din invitatele mele, Alina Horez și Adriana Alexandru, cea de la pian. Da. Și cu ocazia asta, uitați, și cu ocazia unui interviu, a trebuit să învăț și să aflu o grămadă de lucruri despre pian, despre muzică, deci, despre opera, de exemplu. Deci faceți parte din categoria jurnaliștilor care nu lasă nimic la întâmplare. Așa cum încerc și eu să fiu când ne-am cunoscut. Doamna Maxim, ați intrat, ați optat recent pentru înscrierea în UZPR, filiala Presa Culturală. Ce v-a determinat să luați această decizie și cum a fost primită de colegi, de confrați, de, știu, lumea literară? S-a întâmplat, cum bine ați spus, de curând. Eu am scris de-a lungul timpului în diverse, ați și prezentat și dumneavoastră, în diverse reviste, dar nu mi-a trecut niciodată prin minte, adică am fost atât în anii care au trecut, am fost atât decalată pe ceea ce scriu, doar pe ceea ce scriu, doar pe roman. Și m-am gândit în ultima perioadă că ar fi bine cumva să valorific și această posibilitatea mea de a scrie interviu, de a lua interviuri, de a scrie articole, pentru că este ceva care chiar merită de luat în seamă. Am fost primită, zic eu, destul de frumos. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră că ați făcut cumva oficiile de gazdă, ca fost, să zic așa. Da, da, așa. Și, major dom. Da, dar asta. Chiar și sper să fie așa o colaborare frumoasă și n-are mai de ce să nu fie o colaborare. Mai ales că suntem într-o familie literară comună, amândoi colaborăm la Astralis, nu? Sigur așa. Că da. Și colega noastră, sper că o să ne asculte zilele astea diseară și o să fie mulțumită că ne-am gândit și la ea. Mă refer la Camelia Pantazi Tudor. Doamna Maxim, spuneți-mi, vă vedeți vreodată în situația de a fi gazetar activ, critic literar, plastic, muzical, dar ce nu comentator politic, cultural? Pentru că zona pe care dumneavoastră o investigați e foarte largă. De ce nu? Ca să nu rău, și eu am pus o întrebare unei Adriane Alexandru, dacă vede altceva în afară de operă. De ce nu? Sigur că da. Și mi-a zis de ce nu. Și eu răspund de ce nu, pentru că este foarte, foarte interesantă întreaga paletă pe care ați amintit-o. Și, adică vi se potrivește, iar povestea cu comentariul politic nu e o glumă. În cărțile dumneavoastră aveți indirect referire la lumea și la viața politică. N-ai cum. Cadrul istoric trebuie păstrat. Asta o am de la tata, Dumnezeu să-l odihnească. Că am era spus că aveți în familie un exemplu strălucit de gazetărie foarte, activă. Era foarte, foarte la obiect și el nu prea ierta nimic, nu a făcut niciodată niciun compromis, deși a trăit în acea perioadă. Da. Și am de-a lungul timpului am învățat de la el ce înseamnă să răspunzi unei sau să pui în discuție un adevăr. Este foarte important, mă gândesc. Bine, adevărul este important pentru toată lumea. Important, adevărul este important și pentru un medic și pentru un avocat, dar pentru un jurnalist cred că este vital. Da, am înțeles. Acum, sigur că încerc să iau și eu ceva din Misterul Viorilor, la care faceți referire în Templul Reginei Vioară, și acolo descrieți un atelier al, să zicem, semi-imaginar, pentru că atelierul evident că nu mai există, al lui Dumitru Cărbunescu, pornind de la o vizită a lui George Enescu. Și vă, cum să zic, vă reamintesc. Ies în evidență o masă lungă de lemn masiv, acoperită cu unelte și șabloane, rafturi pline cu recipiente, rășini, lacuri brun roșcate, un mobilier minimalist, potrivit cu unei atmosfere calde și prietenoase, un strop de maro, preponderent culori de pământ, de frunze, de cer, de soare, ocru, cărămiziu, teracotă, grej maro, gri, bronz, maro gălbui, două încăperi devenite una, cu pereții nete și albi, ca niște col de hârtie, pe care se scriu povești cu viori. Prin analogie, așa, puteți să ne descrieți cadrul în care dumneavoastră, știu, vă apropiați de personajele noastre, care este laboratorul dumneavoastră, unde scrieți, ca să fim așa? Da, scriu, nu am așa o cameră specială, deși este acum, numai eu mă folosesc de ea. Nu este nimic spectaculos, doar că sunt înconjurată, de obiecte și de lucruri frumoase care mi-amintesc de scris. Pe un perete, de pildă, sunt
diplomele pe care le-am obținut de-a lungul timpului. Pe alt perete sunt încercările, tablouri micuțe făcute, încercările, variantele de coperte. Colaborez cu aceeași artistă de an buni, Dumitru Cioplea Văduva. Și un birou micuț, un laptop, nimic special. Deci până la urmă grejurile și așa rămân în literatură. Ocrurile și cu care ați decorat camera lui Dumitru Cărbunescu. O ultimă întrebare, suntem în pragul unui an electoral. Alegeri la Uniunea Ziariștilor, alegeri naționale, europene. Vă întreb ca gazetar, cum interpretați îndemnul lui Tache Ionescu, care l-a susținut pe regele Calor să facă alianța cu puterile Antantei chiar împotriva voinței sale? El spune așa, cu Dumnezeu înainte. Noi ce avem de făcut pe viitor? Cum vedeți dumneavoastră opțiunile noastre? Știu eu, interesul nostru profesional. Nu sunt nici fatalistă, nu sunt nici pesimistă. În general sunt o persoană care pragmatică, care ia realitatea așa cum este și încerc să o judec cu criteriile mele. Mă gândesc așa, dacă acest popor, dacă România nu ar fi manipulați la maniera la care sunt manipulați, poate că ar putea să judece cu creierul și cu sufletul lor. Nu știu exact ce se va întâmpla, dacă mă întrebați pe mine personal, ce s-a întâmplat în anii... V-am întrebat retoric, nu în mod ceea ce s-a întâmplat în anii aceștia, nu numai la noi, ci în întreaga Europa și poate chiar în întreaga lume, nu este pe gustul meu. Eu fac parte dintr-o altă lume. Deci, cu alte cuvinte, cum zicea Tache Ionescu, cu Dumnezeu înainte. Cu Dumnezeu înainte, da. Da, este un mod de a privi. Mai ales că dacă privim destinul personajelor dumneavoastră, într-un fel sau altul, au fost purtați de timpuri și de epoci. O, da. De pildă, Dumitru Cărbunescu a murit în anii 70. Deci aproape necunoscut. Necunoscut. Da. El a apucat perioada, s-a născut cu câțiva ani, la 1898 sau 97, cu câțiva ani înainte de 1900 și a prins primul marele război, a prins al doilea război mondial și, bineînțeles, s-a venit tăvălug bolșevic peste viața lui, peste destinul lui și nu s-a mai știut nimic de el. Da, nu prea avem de ales, dar rămâne opera. Rămâne opera și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să scriu această carte, pentru că nu se știa, asta pot să spun cu mâna pe inimă, nu se știa absolut nimic despre Dumitru Cărbunescu, nici măcar confranții de brazlă, puțini lutieri care mai sunt astăzi, nu prea știu și nu prea au auzit. Sunt risipiți, mulți au fost în zona Ardealului, la Reghin. O întrebare, cum să zice, clasică de încheiere. La ce lucrați? Acum lucrez la un roman de ficțiune a cărui acțiune se petrece chiar în zona aceea, Moscopole, Corce. Un roman care o să fie cu totul altfel, nu o să mai fie cu note de subsol, cu bibliografie. Aici roman, ne-ați băgat în ceață cu notele de subsol, dar bune pentru filologi. Da, mă gândesc că nu-mi permit, uitați, nici măcar într-un interviu, spre exemplu, un interviu de specialitate, pe muzică, că am vorbit despre muzică. Mi s-au spus niște termeni, agogică, sau nu-mi permit să scriu, să las acolo doar ce a spus cel intervievat și eu am pus în paranteză ce înseamnă. O traducere aproximativă. Mă gândesc că cine citește nu este familiarizat cu... toate cu terminologia muzicală, de exemplu. Da. Și atunci eu zic că-s bune și notele astea la ceva. Da, la prezentarea aceea de la Palatul Mogoșaia am și spus că rar întâlnești roman contemporan cu dicționar, cu glosar. Când nu știm un cuvânt, apelez la dicționar. Da, corect. Și mai ales când e vorba de un domeniu pe care publicul efectiv nu are cum să-l cunoască. Eu cred că, sigur, portretul dumneavoastră literar este semnificativ. Vă doresc, să zicem, să mai facem acțiuni în cadrul Uniunii Ziariștilor și poate să ne mai reîntâlnim și la Telemoldova Plus.
Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitație și urez telespectatorilor acestui post sănătate și cu Dumnezeu înainte. Mulțumesc!